Mie îmi spune Alexandru, eu sunt tatăl lui Alexandru Ion. El este un copil diagnosticat cu tulburări din spectru autism. Odată cu apariția lui Alexandru în viața noastră, s-a reprofilat întreaga familie. Suntem responsabili în fața lui să creăm un mediu favorabil, un mediu bun, ca el să-și poată forma ca persoană, să poată să bucure de celelalte lucruri care se bucură și copiii tipici. Mama dimineața îl duce la școală, după ocazii seara îl iau eu de la școală. De obicei el frecventează și atelier sau centru de terapie. Oportunități la nivelul Republicii Moldova, din păcate, nu sunt așa de multe. Ar fi nevoie de dezvoltat mai multe servicii, de a crea acces, de a crea oportunități mai multe pentru părinții care au copii la îngrijire cu dizabilități. Este foarte greu să te încadrezi în câmpul muncii. Părintele care are grijă de o persoană cu dizabilități este o resursă a statului care ar putea să aducă o plus valoare, nu doar să stai acasă și să îngrijească copilul acesta. Ar trebui cumva să creăm niște condiții ca el cel puțin lasă de acasă să lucreze sau niște schimbări esențiale care ar putea să flexibilizeze regimul persoanelor care au la îngrijire copii cu, sau persoane cu dizabilități. Practic nu se cere așa de mult din partea angajatorului decât compasiune, înțelegere și întâmpinare în momentul când intervine o problemă și să poată fi rezolvată pe cale de înțelegere amiabilă.